Salutare dragi traderi, sunt Cristian Buja din cursuri Forex, este data e 28 iulie când fac acest video săptămânal gratuit. Așa cum v-am obișnuit în fiecare săptămână împărtășesc cu voi o paritate. De regulă este grafic de daily pentru că e foarte important să fie la curent cu piața și cei care privesc trading-ul ca un hobby sau ca pe un job part-time sau ca o sursă secundară de venit sau suplimentară. Bineînțeles, focusul meu nu este pe swing trading, mă bazez mai mult pe știri din calendarul economic și pe trading-ul de intraday, dar uneori când avem motiv tehnic foarte bun să deschid o poziție long sau short, cum a fost cazul pe data de 11 iulie, am și cu toți membrii comunității noastre, o potențială poziție short pe euro-dolar, grafic de daily, poziție short în zona de 1.12.900, sunt chiar deasupra zonei bine definit, take profit final la low-urile de acest an în zona de 1.11% și vedem un reward favorabil de peste 1 5. Practic, dacă riscam 1%, Făceam un profit de aproximativ 5%, aproape 6%. Este un reward imens. Asta înseamnă că pot să greșesc și 70% din timp și tot fac profit pe termen lung. Mai mult de atât, dacă am dat short la euro și am cumpărat dolar, datorită diferenței de rată de dobândă am avut un swap pozitiv și totodată câștigăm și pe partea de swap plus take profitul tranzacției care vedem că a fost atins săptămâna trecută chiar la ECB. Și acest lucru nu poate decât să ne bucure, să vedem că și pe swing trading din când în când avem reward-uri uriașe, absolut uriașe, care nu trebuie să ratate. De deci ce zic că nu sunt un fan al swing training eu personal? Pentru că trebuie să înțelegem că factorul timp este însuși un risc și cu cât timp stăm mai mult într-o tranzacție, cu atât ne expunem mai mult la evenimentele externe care pot să ne afecteze trade-ul și pentru noi e foarte important să coreze și tehnicul și fundamentalul, raportul cot și bineînțeles și risk să fie de minim, minim 1 la 3. Haideți să vedem pentru săptămâna ce urmează. Uh, un, o apropiată ar fi în zona de 1, 11, 900, 112, practic logic rotund și bineînțeles suportul chiar această zonă de 1, 11, 100, foarte importantă zona de la 1, 11, 100. Foarte interesant pentru că m am avut o săptămână, săptămână, care tocmai a trecut în ce scuze, principalul eveniment a fost decizia ECB privind rata de dobândă, uh, Draghi se află la sfârșitul mandatului său uh, ca președinte al Băncii Centrale Europene, și până la mă se pare că dorește să lase succesorului său cam tot greul. De ce zic asta? Pentru că ECB a salat de dobândă neschimbată și a specificat clar că cel mai probabil va exista un program de relaxare cantitativă în trimestrul al patrulea, care ar putea include o reducere a ratei de dobândă. Interesant ce se întâmplă, mai ales că săptămâna viitoare, cu siguranță, toți ochii vor fi spre FED și spre dolar, pentru că avem câteva întrebări, sau cel eu am câteva întrebări care întrec prin minte și anume va reduce Fed-ul doar cu 0,25% sau cu 0,50%, vom avea parte de un insurance rate cut sau vom asista la o conferință de presă care ne va indica faptul că de aici va începe un ciclu de scăderea rate de dobândă. Sperăm să aflăm răspunsul la toate aceste întrebări Sunt săptămâna ce urmează la convenția de presă din data de 31 iulie de la ora 21.30, ora României. Și o să vedem exact cum se desfășoară lucrurile. Din punct de vedere a ta timp cât ECB-ul a declarat ceea ce a declarat și stătea ce urmează, eu personal mă aștept să vedem un rate cut de 0.25% și având în vedere datele mixte din Statele Unite, nu mă aștept neapărat să văd un discurs dovish, mă aștept să văd un discurs neutru chiar spre, spre hokey, dar nu, nu un discurs, un discurs dovis și în concluzie mă interesează să deschid în onoare poziții short pe euro-dolar. Orice corecție despre zona de 1.12 poate să înseamnă oportunitate de short sau dacă o să obținem un breakout, practic break, dar un impulsiv zona de 1.11% la fel mă interesează să deschid poziții short, având ca prim target zona de la 1 10, 250 aproximativ, avem o zonă importantă, la în zona aceasta, zona de 110-200, 110 200 1, 10, 100, iar take profitul final cu siguranță va fi în zona aceasta de 1.08.500, este o zonă cheie din punctul meu de vedere pe euro chiar începând cu anul 2016 și bineînțeles și 2017 și ăla poate să fie un take profit final în zona de 1.08.500. Bineînțeles să stai un target foarte, foarte ambițios și depinde de multe lucruri, dar cam așa am în momentul de față viziunea pe euro-dolar Vreau să văd în continuare ce se întâmplă cu ECB-ul și în special ce se va întâmpla săptămâna ce urmează la Fed. Ăsta este scenariul principal care l am în focus pe euro dolar pe swing trading grafic de daily. Dacă se va schimba ceva în fundamente sau în discursurile băncilor centrale, bineînțeles că îmi voi adapta și îmi voi schimba scenariul din, din bearish în bullish, dar până acolo este cale lungă și nu văd momentul de față acest lucru se întâmplă foarte curând mai am să deschid de poziții short pe euro-dolar. Tuna trecută am văzut și pmi foarte slabe din Germania în special. Cam asta ar fi pe săptămâna ce urmează. Bineînțeles, cu membrii comunității o să discutăm luni la webinar multe alte grafice și multe alte lucruri interesante. Până atunci am împărtășit opinia și viziunea mea asupra unei parități cu voi. Nu uitați că ceea ce împărtășesc cu voi nu sunt deloc sfaturi de tranzacționare și sunt pur și simplu opinii și viziunea mea asupra pieței. Nu trebuie să vă luați pe ce spune unul sau ce spune altul. Important este să înțelegeți ce tranzacționați, să aveți propria opinie, gândire și părere și mai ales foarte important să aveți money management, risk și disciplină pentru că acolo este cheia succesului. De asemenea, dacă vă plac aceste video săptămânale gratuite, nu uitați să dați un like, share și subscribe, să primiți notificări. Și pentru cei care vor să ia trading-ul poate mai mult decât un hobby sau o sursă suplimentară de venit, nu uitați să intrați pe site-ul nostru www.cursurforex.ro Aveți o mulțime de informații gratuite, mai ales la articole și necesare de săptămânale. Și pentru cei care vor să încerce să facă carieră sau performanță în acest minunat domeniu, aveți și cursuri plătite și de asemenea și acces în comunitatea noastră. Și vă reamintesc că orice curs achiziționat de pe site-ul nostru, dacă nu sunteți mulțumiți din oricare motiv în termen de 7 zile primiți 100% money back, practic este o investiție cu risc zero, pentru că vrem să creăm prima comunitate de profesioniști din România și să ajutăm cât mai multe persoane să încerce să ia fonduri de peste 100.000 de euro de la firme de prop trading, și practic este o investiție cu risc zero. Nu o să mai mă lungesc cu acest video pentru că a trecut timpul care vreau să la loc pentru video respectiv. Am fost Cristian Bucea pentru cursuri Forex. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Ne auzim curând.